dimineața, așa spre dimineață, prin miliște, noapte, zic, vorbea așa, gura mea, mi-ați dat o poruncă nouă. Și zicea în felul următor, gura mea, zice, să nu faci rău semenilor tăi, niciun rău semenilor tăi. Și în multele mele conflicte și stări de vorbă cu unii și cu alții care cunosc lucrarea Duhului Sfânt și așa, vreau să spun că cei mai mulți au fost să am grijă, asta nu e un lucru rău, dar cei mai mulți ignoră că visele pot veni de nu știu unde și de nu știu unde și de nu știu cum. Dar este foarte adevărat, dar Cuvântul lui Dumnezeu este aici cu noi, El trebuie să fie cercetat, El trebuie să fie studiat, dar nu în așa măsură încât să îți propui că doar tu trebuie să înveți pe alții. În primul și în primul rând trebuie să te înveți pe tine. În primul și în primul rând trebuie să fii atent tu cu tine. Ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi ca și ghid de orientare și aș dori ca fiecare din noi, atunci când avem, de exemplu, din partea lui Dumnezeu înștiințări, prin vis de noapte sau prin felurite feluri, Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește și ne previne, să fim foarte atenți, pentru că El este Cel care are menirea ca să te învețe, ca să te pregătească și să fii înfățișat înaintea Domnului Iisus. Nu este o obligație a oamenilor ca ei să te pregătească. Noi suntem cu toții oameni și toți avem câte ceva de la Dumnezeu în parte, câte o părticică mică și ne îndemnăm unii pe alții, mărturisim unii altora și facem rugăciuni unii pentru alții și este foarte bine. Vreau să spun din Ioan capitolul 15, versetul 7, zice, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Este foarte adevărat că de multe ori noi cerem orice vrem, dar este foarte adevărat și lucrul acesta să cerem de multe ori de la Dumnezeu înțelepciune, să cerem lucruri care sunt după voia Lui, pentru că de multe ori nu primim. Și nu primim. Și asta să nu fie un fel de îndoială, că nu primim. Dar nu primim din singurul motiv că nu cerem după voia Lui. Eu mă tem de fiecare dată când cer din partea lui Dumnezeu să lucreze la cauzele mele pământești, dacă este de la Dumnezeu să mă pedepsească sau să îmi ia acolo, că El are gând în altă parte să-mi dea. Și stau totdeauna gândul acesta și să nu cumva să-L întristez pe Dumnezeu, dar Dumnezeu Cel care cunoaște inima. El știe ce am în inima mea și El știe ce ai în inima ta. Venind vorba de inimă, dacă în această dimineață ne este, și am cântat cântarea aceea, n-am ce-ți da decât inima mea, atunci, dacă îi dai inima Domnului, de ce o evaluezi atât de mult inima ta și o împarți? De ce e atât de valoroasă inima ta pentru tine și nu o dai Domnului? De ce ții câte o părticică și pentru altceva? Haideți în această dimineață să ne cercetăm și să, într-adevăr, să ne evoluăm, dar nu în sensul că atât mie este de valoroasă inima mea încât, Doamne, îți ajunge 99,9%. Dar 0,1% am pentru altcineva. Vreau să spun că toată inima o vrea Domnul. Dacă în această dimineață vei înțelege lucrul acesta, se vor mai întâmpla multe lucruri. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Și vreau să spun porunca Domnului. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Legat de ceea ce am avut eu, să nu faci niciun rău semenilor tăi, niciun rău. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Haideți și noi în această dimineață să dorim lucrul acesta, să ne iubim unii pe alții. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu. Păi Doamne,
Dacă chiar așa stau lucrurile, aici se ascunde o taină. Domnul Dumnezeu, Tatăl tău, atât de mult te-a iubit că te-a dat pentru noi, că ne-a iubit și pe noi. Te-a dat! Și poate și tu și eu vom fi dați. Dar în dragostea aceea lui mare are o răsplătire. Chiar dacă te dă, chiar dacă de multe ori ești pradă pentru cineva, vreau să spun că Domnul Iisus, cum m-a iubit pe mine Tatăl, cum te-a iubit Tatăl pe tine? Te-a iubit, dar ne-a iubit și pe noi. Și te-a dat, ca să avem și noi parte, să putem și noi să fim izbăviți. Doamne, pune dragostea aceasta în noi și atunci când vom fi și noi maltratați, torturați din cauza numelui Lui, să primim cu bucurie și, Doamne, în această dimineață, fă să simțim cu adevărat dragostea aceea care vine de la Tine. Pentru că în cuvântul acesta, cum ne spui Tu, cum m-ai iubit pe mine, Tatăl, câtă încredere de plină, când Te-a dat la moarte acolo și Tu spui cum m-ai iubit pe mine, Tatăl, și noi de multe ori cârtim pentru un lucru mic. Dacă Te dă Dumnezeu pentru un lucru mic, cârtim. Și nu avem încredere de plină. Doamne, știm că ne iubești. Știm că ne iubești prin însăși faptul că L-ai dat pe Domnul Iisus pentru noi. Și nouă ni se datorează să stăm și noi la dispoziția Ta când ne dai pe noi pentru multe lucruri mici și mărunte. Haideți să fim foarte atenți cu lucrul acesta și să acceptăm. Domnul să ne dea putere. Am avut îndemnul acesta. Domnul să binecuvinteze întreaga adunare în aceste clipe și să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Știu că fratele Petre are acolo o poezie, un îndemn. Domnul să binecuvinteze.